În cadrul ședinței Colegiului Prefectural au fost dezbătute ultimele detalii privind recensământul general agricol. De asemenea, reprezentanții Comisariatului Militar Județean au prezentat un raport al activității desfășurate în primele 10 luni ale anului. Pe linie de garnizoană avem responsabilitatea să organizăm onorurile și ceremoniile militare desfășurate în garnizoana Drobeta Turnul Severin cu ocazia sărbătorilor naționale legale și religioase. Urmează să organizăm activitatea de sărbătorire a Zilei Naționale a României. Prefectul Ion Mâțu a atras atenția asupra necesității unor controle amănunțite care să-i vizeze pe comercianți, mai ales că se apropie sărbătorile de Crăciun. Am discutat despre planul de guvernare, unde suntem, cu bune, cu rele, unde ne aflăm. Am atenționat protecția consumatorilor și Direcția Sanitar-Veterinară, pentru că vin sărbătorile de iarnă și numează carne de porc și așa mai departe. Și am atenționat să fie într-un continuu control la toate unitățile care au desfacere pe așa ceva. Următoarea ședință a Colegiului Prefectural se va desfășura în data de 14 decembrie.